Salutare tuturor! Mă bucur să ne revedem pe pagina Clubului de Carte cu Copiii la Povești și continuăm astăzi seria poveștilor transpuse online pentru voi cu o nouă lectură. De data asta am ales o poveste distractivă despre tați. Pentru că nu de mult am serbat ziua internațională a tuturor tăticilor și povestea de astăzi este dedicată lor. Arată-te rău ce o să citim. Citim împreună. Tatăl meu e... Dar nu vă spun eu să descoperim împreună din carte! Povestea de astăzi e plină de aventuri pe care de regulă copiii le au în compania taților, despre care se spune, nu așa, că sunt foarte distractivi, mult mai distractivi decât mamele, care sunt destul de cicălitoare și au foarte multe reguli. Hai să vedem! Zbor cu ochii închiși, cu obrajii mângâiați de nori. Plutesc sus, sus, sus pe cer și deodată cobor în picaj. Apoi mă ridic și mă rotesc și înconjor soarele de trei ori. Motorul bzzz, iar eu chiu, iuhu! Tatăl meu e... Ce ziceți că e? Un motor de avion! Uite, îi face pe copii să se plimbe cu avionul de fiecare dată când îi ia în brațe și în vârte, sus și în jos. Altădată călcăm apăsa prin pădure, apoi facem amândoi ca tropeta. Tu, tu! El mă stropește cu apă în joacă, eu mă scufund apoi ca într-o fântână arteziană. Știi ce fac apoi? Cobor pe trompa lui. Sper să aterizez pe ceva moale. Pentru că tatăl meu e. ce pare aici a fi, cu o trompă care stropește și merge apăsat și e mare, un elefant. <laughs> Uite-l! Uneori, tații fac și pe elefanții, ca să-i distreze pe copilor. În alte zile, tatăl meu e mai înalt decât orice clădire. E mare! Periculos și puternic ca un urs! Îl văd acum că îmi fulecă, mănâncă lacom și înghite pe nerăsuflate. Uf! Sper că s-a săturat! Uf, tremur și mă înfior de teamă! Nasul lui cât un cartof mă adulmecă și tatăl meu e! Ce credeți? Un uriaș! Ia, uitați-l! Cum pare el imens, cât un uriaș! Tot așa, ca să vă distreze pe voi, copii. Alte ori, tatăl meu mă leagănă, mă învârte în și mă mișcă în aer, se rotește din ce în ce mai repede. O, oh, 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 Pământul se vârtește cu mine, ridic mânuțele în aer, o văd parcă pe mama care face cu mâna, scos strigăte de bucurie, vă luminițele colorate. O, oh, Luminile pictate și totul mă amețește. Atunci, tatăl meu e. Ce credeți? Ei bine, în situațiile acelea, tatăl meu e un carusel. Pe voi vă învârt așa, tații, până vă zăpăcesc de cap. Hai să vedem. Ce-a fost asta? E ceva în cadă care face valuri cu coada. Sim cum se apropie de mine. Mai rățușca a dispărut sub apă. Iar pe mine m-a apucat de picior. Ajutor! Cineva încearcă să mănânce degetul mare! Tatăl meu e? <laughs> și eu cred, hai să vedem! Na, e un crocodil! Uuuh. Tații ăștia sunt în stare de orice zăpăcire doar să-i distreze pe copii, nu e așa? Da! Uneori ne hârjonim și ne zbenguim în pat, ne batem cu perne și ce bine ne mai distrăm! Fulgii plutesc prin toată camera. Da, s-a făcut târziu. E noapte și mama spune că trebuie să mergem la culcare. Nu prea aș vrea să dorm. Te rog, te rog, tati, încă o dată, încă o dată. Și atunci, tatăl meu e... Un pat. Un pat? Hai să vedem. Ha, oh, da, uite că dorm copiii pe el. Tatăl meu e un pic cam obosit. Săracul adorme înaintea copiilor. Adevărul e că tații sunt de dreptul minunați și nu știu ce ne-am face fără ei. Viața ar fi mult mai plictisitoare. Zice sincer, și tații voștri sunt așa de distractivi? Dacă și ei fac toate nebuniile din lume pentru voi, să știți că vă iubesc foarte tare. Și și dacă nu o fac, probabil sunt mai serioși de felul lor, puteți voi să îi întrebați dacă nu le-ar plăcea să vă dea o tură cu avionul sau să vă suie pe trompa elefantului, să vă jucați cu pernele sau știu eu ce alte nebunii v-ar mai plăcea să faceți cu ei. Vă pup, rămâneți sănătoși, păstrați distanța socială și fiți responsabili și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Pa, pa copii.